Dacă tot ai făcut 30.000, să-ți lasă lumea în comentarii, fă și tu un Q&A, poate lumea vrea să afle ceva despre tine. O să facem un Q&A, exact. Chiar vă rog să-mi lăsați în comentarii niște întrebări sau niște curiozități pe care le aveți despre mine. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi îl avem pe Bogdan aici de față. Salut. Pe canal. De data asta o să facem un Battle Flip Challenge, după cum v-ați dat seama și din titlu și din obiectele pe care le-am ales noi și le-am pus în fața voastră aici. A sunat omul meu și că, bă, frate, tu ai seria asta, tu ești king. I-a zis, nu sunt eu nimeni, frate. Cum? Că tu știi că faci, că trebuie să văd dacă poți să-ți dobori recordul, te provoc la Battle Flip. Zic, vină mă la mine în coada, că ești ca... Vino să te văd. Așa că l-am provocat la o serie de battle flip. Ideea este în felul următor. El trebuie să ia obiectele de aici după masă. Eu o să-l cronometrez în cât timp reușește să pună obiectul și va trebui să vin din urmă și să-l pun. Da, trebuie să-mi bată timpul. Adică dacă eu pun un obiect și l-am pus în 30 de secunde, el trebuie să-l pun în 29 de secunde ca să mă bate. N-am mai făcut nicio de mult, dar nu vreau să mă scuz. Nu vreau să mă scuz, dar n-am mai făcut de mult. Dar nu-i problemă că mă încălzesc, chiar trebuie să stai să faci încălzire acum, nu? Puțin, am zis asta. Înainte să dăm drumul la acest challenge, nu uitați să vă abonați la canal dacă nu ați făcut-o încă. Apăsați și pe butonul de like dacă vreți partea a doua la acest videoclip. Link-urile de la Instagram le găsiți în descriere. Intrați și acolo, dați-ne un follow. Mulțumesc pentru toată susținerea, suntem deja 30.000 de oameni. Multe mesaje frumoase pe canal și pe Instagram. Dacă tot ai făcut 30.000, să-ți lasă lumea în comentarii, fă și tu un Q&A, poate lumea vrea să afle ceva. Să facem un Q&A, exact. Chiar vă rog să-mi lăsați în comentarii niște întrebări sau niște curiozități pe care le aveți despre mine. Vreau să facem un Q&A. Perfect, frate. Ești pregătit? Că tragi de timp. Nu prea. Nu prea. Nu vorbești, nu zici ceva. Hai, frate, să-i dăm drumul, că eu sunt pe acțiune, eu nu dau. Fă curat aici și mai aleg eu ce obiect vreau. N-am o ordine, da? Da, nu. Încerc ce vreau. Îți alegi cum vrei tu. Tu trebuie să-ți iei telefonul în mână momentan, eu mai aleg un obiect. Hai să vedem. Dar mai ales niște obiecte, unele dintre ele puțin cam grele. Prima dată, frate, eu încep cu paharul ăsta de unică folosință, gol. 3, 2, 1 și... Stop. 8 secunde. Iar acum, Danu, trebuie să fac mai puțin de 8 secunde. Ia. Dacă a depășit 8 secunde, Giona oricum ai pierdut. 3, 2, 1, start. Hai, va bătaie. Am pierdut? Da, stop. Este destul de greu, dar... Crede-mă, fratele tău a făcut battle flip. Păi știu, tocmai de asta aș veni. Trebuie să mai scot, să săp așa pe lângă casă și să arunc cu casă așa. Crede-mă. E ultima. Bă, ultima, aleg eu din asta de pictat, cum ești? Boxe, o știu, acuarea din asta. Ești gata? Da, mă, frate, 3, sunt pregătit. 2, 1 și... Bă, e destul de nașpa. Când am secunde, unde secunde arată să vadă lumea. Bă, destul de grea, pe bune. Bine, și care-i treaba? Că aici poți să ai și noroc. Hai, 3, 2, 1, start. Oi. Deci, un timp foarte șmecher. 3 secunde, adică mi se pare... Da, ai văzut, asta forță. Aruncare. Forță. Hai, băi, băieți, înseamnă că nu-s fraier la battlefield, înseamnă că poți și eu. Bun, 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 frate. Tu timpul ai scos bine. Și al treilea obiect, ți-ai ales? Eu mi-au papiota asta, frate. 3, 2, 1 și... Nu, no, pune eu mușa. Eu m-am luat cu senzația asta. Ia ce oare, nu cred și stătești. Păi mi s-a părut la 4 secunde, cum să nu? Cât am, 4 secunde? 4 secunde. Ce ai făcut, frate? Hai să te văd. Dacă tu dobori recordul ăsta. Dar n-am cum nicio. Fac ce provocare vrei tu din lumea asta, dacă, da? Da, dacă tu îi dau deci... Dar bașez cu bigul. Ce vrei? Deci te las să faci ce vrei tu. Băi, băi, îți faci crucea mare. Hai, 3, 2, 1, start. Hai, lău, bădă. Deja s-a dus tot. Mă, ce să faci? Avem 6 secunde și trebuia doar așa, de noroc. Să vedem, da? 6 secunde. Deci aici am pierdut, trebuie să alegi al patrulea obiect. Băi, dar cum una? 4 secunde și 8 secunde. Chibri, da? Da, așa îl punem. 3, 2, 1 și... Ce mi-a făcut el mie? Oaie, nu cred, 20 secunde. 20 secunde. Yay! 3, 2, 1, start. Ai ajuns la 10 secunde. Nu mai faci așa! Cât am? Am bătut un 14. Ia-ți dai la obiect, din 4. 14 secunde. Păi, mă, că știu și eu un leac pe Battlefield. Da, trebuie la următorul și... Înseamnă că trebuie să facem și noi o serie din asta. Al cincilea obiect este o rolă de scame. Deși... Ție poate ți se pare foarte ușoară. Are baza luată și mă gândesc. Nu, cred. A făcut frate tot pe canal. Pe puțin 10 minute s-o pui. Hai, mă, frate. 3, 2,
1 și am plecat. Doar să am eu noroc și, nu știu, îndemânare încât să termin mai repede, dar eu zic că nu. Uite un minut. 59-60. Wow! Un minut! Aproape. Deci eu am zis 10 minute, dar se vede puțin... Se vede puțin... E totul de aici. Se vede puțin antrenamentul. 3, 2, 1, start. Bă, dar e grea tare, băi, bădă. Și zic și de ce. Tu când dai, ea nu-i ceva, nu-i un obiect stabil. E compusă din două chestii din ăsta, da, vezi? Și se mișcă, se mișcă. Adică prostia aia neagră... Stop! Păi mai bine am câștigat! Bă, dar ce ai rămas așa? Bă, ai zis 2 minute! Nu, nu, nu! Bravo, frate! Cu 2 minute! Bravo! 27 de secunde a făcut și 42! Bravo! Forță! Bravo, frate! Bun, mă, ești bine, mă! Da, mă, nu, înseamnă că o să am un adversar! Trebuie să facem alea, că duelul! Trebuie să-mi duelăm în Battlefield de acum, pe diferite provocări, cred că. Cred că acolo să fie și mai mare miza. Bă, uite, o să încerc cu cutia asta de Pringles, deși e goală, n-are nimic în ea. Dacă avea în ea, era foarte ușor, dar așa unde puțin cum sare. Sare și asta. 3, 2, 1 și am plecat. Bă, dar uite cum sare, că ea cade cum trebuie. Elea nu mai poate. Deja sunt 4 minute și cedează nervos, nu mai poate. Dar nu mă las până pun. Indiferent de jumătate de oră. Cronometru merge în continuare. Deja nici nu mai mă interesează ăla, de vânt o provocare pentru mine. 7 minute jumătate. Poate, stop. 8 minute 27. Bă, ți-am zis că nu mă las? Aici stăteam până dimineață. Știi cum e aici? Dacă ai noroc... E tot pe speră alea că la Dumnezeu se... Poate să aibă noroc să arunce de 5 ori să o pună. Asta este. 3, 2, 1... Start. Foai, băi, stop. 5 minute și 10, băi. Cred că se vede, nu? Se vede. Bravo, frate. Bravo, frate. Nu cred. Forță. Bravo, frate, te felicit pentru ăsta. Frumos, cel mai greu. Te-ar te felicit pentru ăsta. Apăsați butonul de like dacă v-a plăcut. Ce mai ia fratele tău acum? Uite-mă, fii atent. Dacă tot e Battleflip, să fii originalul numele lui cum ar veni. Și ce zic? Încălzirea făcută, gimnastul pe poziții. 3, 2, 1 și am plecat. Șapte secunde, 64. Foarte mult. Da? Da, foarte mult. Da, băi, ești nebun. Când ai zis start, trebuia să... Asta așa trebuia să fie. La asta așa trebuie să faci. Adică tu pui diferite chestii din astea grele și la... Nu, pentru mine nu-mi convine timpul. Adică mi se pare slab rău. 3, 2, 1, start. Bă, dar curge apă, băi. Curge oricum nu bă, ăla. Oricum am pierdut, cred. Da, ai 8 secunde. Fai, o leacă! 5 secunde 40, când ai pus. Bă, o leacă! Vezi și fel se întâmplă, adică la cea mai ușoară, m-ai dat o îmbară cum ar veni. Nu mai știu care cum e scorul, te uiți pe editare sau să țină și ei cont în comentarii. Că eu nu mai știu ce am pus, nu mai știu. Lăsați-mi comentarii că nu mai știu nici eu. Mai bine. Hai să facem cu sticluța asta de, nu știu ce, parfum, nu știu ce a fost în ea. Ideea este că este foarte mică și o să facă probleme. 3, 2, 1, start. Băi, nu cred! 1.71! Păi cum când? Așa trebuia să fac și la aia normală. Nu 7 secunde. Dar nu cred. Deci n-ai timp să respiri de două ori. 3, 2, 1, start. Ai pierdut. Fire. Păi nici la... Băi, și ce emoție am avut când am pus mâna pe asta, așa, 3, 2, 1, start. Să fac așa? 2 secunde, 78. Bă, hai să facem cu cutia asta de la iPhone-ul tău, la asta, 11 da. Pro ăsta. Așa aia se cade, da? Da. Deci cu camerele de la telefon în sus. Da, în sus, da, bineînțeles. Normal cum e... 3, 2, 1, și... Nu știu, frate. Acum...
stop? A pus, oh, stop, eu, uite, stai, stați așa ca să vedeți că nu ridic. Jac. Dar numai că țipam eu aici, acum să faci, mă, cât am făcut? 13 secunde, 24. Bă, hai să zicem că e ok, da, se putea și mai bine. Ești pregătit? Da. 3, 2, 1, start. Bă, dar e grav. Ce-am pus în ea? O cărămidă? Nu știu ce ai pus în ea, dar asta a fost și asta. 8.72. Mă întoarce o să vadă. De fapt, oricum era. Era. Dar bineînțeles, cum a zis și el, la fel dacă nu era, dacă era fratele vostru, ieșea pe întrebat. Hai că se vede. Se vede, e ok. Oricum facem pe bune, are lumea încredere în noi. Înseamnă că mergem una cu una, mergem bine. Barabara. Bă, mergi bine. Băi, nu mă așteptam să mă descurc așa bine, mă crezi? Nici eu, sincer. Se descurc așa bine. Hai să băgăm spuma asta de ras. Ești pregătit, da? Da, frate. 3, 2, 1 și... Băi, nu crezi! Un minut 82 a făcut fratele vostru. În asta iar n-am cum se văd și de la tine, nu pot să pun mâna pe ea. Da, hai să băi. 3, 2, 1, start. Deja că... Ai pierdut. E, normal, cum că... Secunde 81. Fii atent. Cred că mi-am intrat în mână sau m-am încălzit. Nu știu ce se întâmplă. Da, doar și avem aici, avem aici un lipiș, da? Eu când eram la grădință și eram mic, mă deam pe buze cu el. Și mai băgam și mai mestecam la exercițiu cu ăsta. Credeam că e strugurel din ăla. Mai se știi la cu arome, dacă știi cum miroase. Da, da, nu prea aveam din alea, să fiu sincer. Mă vedeam la alții și îmi plăcea. Da. Foarte greu, dar nu mă las. Hai. 3, 2, 1 și... Acesta, bă, 46 de secunde. Wow, nici un minut. Foarte. 46 de secunde, fratele vostru. Eu zic că e perfect pentru obiectul ăsta. Hai să te văd. 1, 2, 3 și... Stop! Nici mai are importanță timpul tău, ideea că a depășit 46 de secunde și cât era acolo. Ultimul obiect cu, în care o să ne duelăm, să zic așa, o să fie termosul ăsta. Hai să vedem dacă îl pun și pe ăsta să fie 4 la rând, așa, bam, 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 bam. 3, 2, 1 și... Foaie, ce greu e. Bă! 7 secunde a făcut. Am scăpat! El este greu și masa ta fiind de plastic, uite și pe ăsta. Să-l arunc înapoi. Gata. 3, 2, 1, start. Bum! 35 secunde, ești nebun la cap. Bă, fort! Mulțumesc! Bă, forță, forță! Bă, nu credeam că o să-l pun! Să vadă aici frumos. Forță, frate, vreau să zic că a fost un meci, ca să zic așa, destul de strâns. Băi, destul de echilibrat. Și destul de mișto. Îmi place când am pe cineva așa, pentru că am cu cine să fac băi, dar îmi place și competiții. Și mie îmi place, și e antrenant, așa, nu știu cum. Te face să lupți pentru ceva. Trebuie să te dedici pentru ceva. Ai o miză, ceva. Da, și mi-e plac chestiile astea, forță. Să-mi lăsați și voi în comentarii cine credeți că a câștigat. Le numărați voi acolo, țineți cont și îmi scrieți în comentarii exact care și cum e câștigătorul. Băieți, dacă v-a plăcut această serie, apăsați pe butonul de like. La 10.000 de like-uri facem și partea a doua cu obiecte, cred eu, și mai grele decât asta. O să lăsați și voi în comentarii obiecte pentru partea a doua. Nu uitați de link-urile din descriere, aveți Instagram acolo. Nu uitați să vă abonați la canal pentru că e foarte important, așa mi-arătați susținerea voastră. Activați și notificările pentru că e foarte important. Până la următorul video, eu am fost Danu cu Bogdan aici pe canal. Vă salutăm! Salut, fratele! Salut! Pa!